are implanturi pe zonele laterale, terminale, dentată, sus și jos, cu destrucție masivă, de a spune așa, cu pierdere osoasă destul de mare, cu lift sinus, cu implanturi, protezată, și după o perioadă de a venit doamna foarte supărată la noi și foarte speriată, pentru că i-au apărut 3 riduri aici. Eu am zis, aoleu, mama mea a zis că crede că atunci când i-am făcut noi implanturile sus, noi s-au umflat și de acolo i s-au migrat toate. Bun, ca să știți. Când, ce vârstă îi dați doamne? Doamna are 67? Da, împlinit. Și a pus problema pentru 3 riduri pe obraz. Păi să arătăm persoane de 40 de ani? Nu, asta a fost, nu asta a fost. Dacă e asimetrie, că într-adevăr că pe partea asta, asta e și pe partea. Și s-a gândit că poate să fie ceva neuronal, că poate să-i, că dacă i-a migrat, că dacă îi se duce și cade toată partea asta și partea cealaltă nu. Și am zis să fiu puțin motivată, am gândit eu. Deci, omul, un pic. Omul se poate gândi la orice. La orice, bineînțeles. Da. Mai ales când îți mai spun și alții părerile lor. Și da, și când ai foarte mulți prieteni și stau cu părerea, pentru că noi am avut și păreri și o să aveți și dumneavoastră, bănuiesc că facem lipsinus, adiții de os, ce puneți, ce era bun, ălaltul care n-ai voie să spui ce pui, că nu se pune, așa și ăla și ăla. Și îți vine după ce vorbești 2 ședințe cu ei, da? Și a treia ședință vine și spune. Am vorbit cu manicurista și de ce nu puneți os de la mine? Simplu. Că au auzit ea că poți să ieși și poate e mai ieftin. Nu e mai ieftin cu nimic. Procedura în sine de recoltare. Exact. Plus durerile post-operatorii acolo, post-recoltare sunt destul de mari. Și așa e cum când auzim. Mulți citesc și de pe internet, dar la doamna nu s-a pus problema. Nu. Doamna a fost foarte bună. Cum? Eu am fost supărată. Nu e de o să fie bine. Și pe mucoasă. Un secret acum. Bine, pe mucoasă ce folosiți voi? Spray-uri, lidocaină? Noi am constatat că rom l-a pusă pe mucoasă. Îi amorțește și dinții, da? Da? E ori să iei corticală. Și atunci nu simte chiar nimic. Vă spun sincer. Așa că acum, pentru că ne cunoaștem pacienții, putem să punem rom la pămucoasă ca să nu simtă nimic. Hai că dacă facem de tatrăși la pacienți care au unii au putut să simtă. Stai. Noi dăm un tip. Nu știu dacă e de pus pămucoasă, n-are ce să-i facă rău până la urmă. Dar vedeți și voi. Dacă moare. Nu, bine, e mai faină. Hmm? Eu mai simt că e fiind locali. Da, să mai mult. Ce poți să zici? Cum zici, locali? La cantitate mult mai mare. Păi, da. Eu mi-am pus atunci când mi-ai spus tu un fir, da? I-a venit cu ideea. Da, ea a venit cu ideea și zice, stați de așa, doamna, zic, hai, trebuie să-mi faci anestezie și pentru asta. Și zice, că punem de la vă, spun eu. Mamă, deci mi-am amorțit dinții. Aveam dinții amorțiți. Asta cum ai făcut? Înainte de ședință, cu simțăminte. O să le dau pe mail, da? Simțământul pacientului informat. Mergeți pe încredere. Ați văzut și cu simțămintele astea pe care le avem noi. Vreți să scriu numele, nu? Da, scriem noi numele dumneavoastră semnați. Numele meu, parte. Nu, aici semnați. Aici, pacient, numele dumneavoastră. Deci cam asta e. Rom la foarte. Încercat experiență personală. Nu știu dacă să dau sfatul, voi folosiți la greu, dar noi îl folosim. Nu, e la rec, la spas bine? Vreți să vedem în picioarele? Ia ridică. Da, cred că ar fi bine. Ridică un pic picioarele ca să nu stea... E mai bine așa. Da. Este cel mai ușor mod de recoltare, vă spun sincer. Foarte mult de avut în vedere aici. Nu-i
Doamna, eu sunt, dacă mă jurați, mă jurați pe mine. Ok? Da. Nu mai trebuie să-mi vidate și să facem sângele singur. Cred că nu scoatem, nu? Da, da, da. O introducem, mi-a depurat să capacul. Există probetele alea cu groaznic, groaznic, cu numai ca să schimbi ăla și să împingi și să... Mai bine. Cu fir. Fluturaș. Cu fluturaș. Scoatem epiveta, scoatem garonul și acum scoatem fluturașul. Mă țin eu. Da? A fost bine? Lăudați-mă, da, da, da. Chiar sincer. Foarte multă plasmă. Ce fac rusoaicele ca să aibă plasmă bună? Mănâncă icre negre cu banane? Nu vă spun că au început pacientele mele să mănânce icre negre cu banane? Păi și se face plasmă închisă, frumoasă. N-am observat foarte mult asta. Da, eu am observat diferența. Eu de-aia am întrebat, dar de ce e așa plasmă? Ai mâncat ceva special? Și când da, caviar cu banane. Okay. Foarte frumos. Da, cred că vitamine multe, caliu, potasiu, caviarul, iarăși, nutriente. Dar să știți că alimentația contează, nu trebuie să fie mâncat 4 ore înainte să fie așa pe sănătate, să aibă un regim sănătos cu sucuri. O să vedeți mulți bărbați după masa de prăză fix când vin atunci la tine, tocmai și-au luat masa și apare tulbure, într-adevăr. Sau la colesterol crescut. Da, la păi, eu zic așa să injecteze, doctor. Ai dat-o și pe stomă? Nu. Cu doamna doctor Bereche și restul face mai. Mă doare, nu să-mi știți, ați mai făcut. Mare lucru. Am atâta ea mai ai să mai trebuie cu ea. Gelul. 1 ml. Hai că să vedem asta și facem injectările acum. Steril. Doamna doctor Bereche, pot să vă supravegheze și voi injectați, că nu avem multe modele, una din ele nu vine. Și deci punem o injectă aici la... 6 minute. 2. Nu mai sunt care sunt locurile de elecție la infectare și ce să facem bolă. Eu de obicei îmi aleg cam zone interventare. Deci că cu prindem o arie de 2 sau de 3 dinți, cei 2 da. Centimetri. Da. Și ne ducem aici la implantă, nu avem foarte multă mucoasă. Dar avem ca la o anestezie plexală, în mucoasa mobilă. Aici putem să ne vedem la limita dintre zona fixă și zona mobilă. Aici avem dus natural și atunci cu coasa fixă e mai bine reprezentat. De obicei avem
ca două sau trei înțepături pe hemiacadă, ca să spunem așa, și cel puțin 1 ml de plasmă ar trebui lăsat în fiecare zonă. Între 1 și 2, depinde ce cantitate aveți. Vă rog, nu filmați că bagi la seamă. Pentru mine... Am tampoane, da. Și mai mici? Uite așa. Sunt bune astea? Nu, ideea este că chiar se vede, ideea este să nu țină mâna chiar în dreptul. Ah, super! Pentru că văd. Acum am grăbit asta. Una. Și în cât timp se retrage? Și dacă vreți, pot să dau și mai luminos. Da. Credem, da. Cam în 24 de ore se soarbe total, pentru că plasma... Și de asta lăsăm pe mai pe partea asta. Hai să mergem și mai în spate. Eu o să vă, nu știu, câte puncte de... Nu-mi dau seama. Cam 3 cu 3. 3 cu 3? Ne va dori ceva? Mă. Ok. Mai microbora. 6 ml sus, 6 ml. Am văzut și o să facă domnul. O să facă pe seama. Cam 1 fiecare, da. Mergem și duceți-vă totuși ca o plexare. Adică din ce am văzut, vă duceți mult prea... Perpendicular. Mult prea perpendicular. Deci mai angular. Fix ca o plexală faceți. Mai mult, da? Adică să băgăm o siringă... Într-o hemi arcadă. Siringă pe o arcadă. Pe o hemi? Așa pare. Cam într-o mână și 2 ml la fiecare 2 zile. Adică mergeți complexeală în mucoasa mobilă. Mergând pe perpendiculară. Nu ajungem în perioadă. Puteți să ajungeți în perioadă să vă retrageți. Nu pot de asemenea. Tehnica inițială așa era. Băgam direct pe mucoasa fixă. Înțepați perioadă pe ei și spun înțepați pe ei. Chiar dacă tu tragi și lași în mucoasa fixă. Eu nu se toată, da? Tehnica periostală e dureroasă, asta e sinceră. Și bine, periostă e foarte aderentă, adică e greu să faci în perioadă. De obicei este mai plăcut pentru toată lumea să te retragi dacă ai ajuns la nivelul perioadă. Și dacă avem nevoie palatinal, de exemplu, eu știu, se întâmplă să avem nevoie? Se întâmplă. Se întâmplă și nu se întâmplă, că ea vizualizare respectiv. Acum, dacă vrei tu să-i faci și palatinal, poți să-i faci, dacă un pic de anestezie. Parțial nu puteți, nu băgați soarta pentru că face, veți face, am două începături. Așa, deci urmează dreptul premolar.
Un pic mai de lung. Aici, palmin premolar. Aici. Aici sau asta? Nu mai îndreptați. Dați-i o glindă, o să fie mult mai ușor. Cred că da. Așa și mai next one. Acum puteam să faci așa pe casa. Pentru jos? Eu. Doare un pic așa, nu sunt cilat. Da, pe scură un pic. Da, dar nu se vede dacă ține așa. Nu se vede. Eu nu am mai jos asta. Nu am cu jos. Dar se vede. Da, pe da. Doamna, mai făcut până acum? Nu face. Și teoretic ar mai trebui repetat în momentul acela. 7 zile, 10 zile. Așa, o dată doar? Trei înțepături pe care dacă mai vreți să faci de doar. Să-mi reiți ulterior la 6 litri. Și să avem 6 litri. 1 mililitru la o înțepătură. De ce? Nu, puțin, așa se simte normal. Bun.
Deci asta este gelul obținut la 195 de grade 6 minute. Hai să vedem consistența gelului. Da? Da, da, da. O să-l folosim. O să-l folosesc gelul ăsta la doamna, în mod special pentru ridurile alea 3, ca să le contracarez. Nu știu dacă trebuie să fac eu asta, eu am voie să fac așa ceva. Și atunci avem voie noi. Da, mai bine face. Dar gelul, îți spune că el a ridicat consistența amestecând cu plasma activă, da? Degeaba îl folosim. Genul ăsta îl folosiți foarte frumos în adițiile osoase, în alveolă, pur și simplu, dar eu l-aș amesteca. Vă păstrați tot timpul ca să amestecați cu plasma activă. În alveolă, în adițiile osoase pentru manipularea osului, este minunat. Până la urmă puteți să faceți și dacă încărcați asemenea, vă băgați cu tot așa. Uite că mai am gel. Bravo. Așa, două gel. Deci un mililitru de gel, unul de plasă. Și omogenizat foarte bine. Ia vedeți, doamna, să vedem. A, foarte. Da, pentru că nu mai simt anestezia. Dar se observă, eu sunt obsedată pe chestia asta. Pentru că dumneavoastră îmi spuneți că nu e, că nu se observă. Nu avem simetrie perfectă. Nu avem simetrie perfectă. Noi toți, dar și în mod natural nu avem simetrie perfectă. Că unii mai... Și când suntem tine. Dar eu am fost simetrică și acum sunt asimetrică. Nu, acum s-a observat. Nu cred că s-a observat niciodată că am fost simetrică. S-a studiat niciodată. Exact. Și în momentul în care observi ceva, găsești și te cunoști foarte bine. Dar partea pe care dormiți, dormiți mai mult. Asta vreau. Nu, dar nu știu. Dorme mai mult, da. Dacă dorme mai mult pe partea respectivă. Dați ridurile pe partea respectivă. Poate dormiți mai mult pe dreapta. Să urmăriți. Nu mai știu, doamna, dacă a fost protezată pe partea aia, depinde și pierderea osoasă, aici trebuie să spunem, măi, acum se refacă altfel, nu ca... Păi asta am spus și eu, că în urma acestei operațiuni s-a întâmplat și presiunea asta, așa cred eu. Că consider eu. Da, da, nu e neapărat. Și înainte și după. Dar de ce am observat acum, așa de dată? Cred că mai atent acum. Și împățica mai mult în oglindă față de noi. Mai mult decât înainte. E proiectat de chiar nu v-am trăit din punctul ăsta de vedere. Pentru că eu sunt cel mai bine. 22. Așa fac moldovenii și rușii, așa fac deci cam mă chinuie pacienții, nu? E problemă cu baba suferă la da, e în fiecare. E pe bun. 22-23. Era mai bine. E perfect, Da, uite cum fac eu, ea face așa, vă spun cum face ea și cum fac eu. Eu, în general, băgăm... Să știu că bag și aici. Am aia ce de-aia foarte multe care bag eu. Roz? Roz. Și ce? Fix că bage acolo este ce trebuie. Dar ai controlul mai fizic de 4, n-am bolă. Sunt astea cu vitrina. Ai cu vitrina. Am albastră, cu timp. Nu știu care e diferența. Să-i spun. Pentru mine... Să-i spun gea. Eu mă uit la el și știu dacă vreau doamnă.
Ce fac eu în general, într-adevăr, puteți să mergem doar întotdeauna, să știți, eu am să-i fac doamnele. Dar întotdeauna, știți, mergem până sus, da? Dacă doriți. Asta pe un exemplu, asta-i fac și în partea cealaltă. Și pe zona asta toată, dacă încă doamna își dorește foarte mult asta, doară. Nu știu ce să te nu obținem efecte ca de la cechialuronic sau de la gel. Nu are nicio treabă cu umplutul ăsta. Deci asta doar stimulează zona. Nu vă umple, nu vă trage, nu nimic. Și într-adevăr, pielea își capătă elasticitate. Pielea la treabă. Exact. Deci nu aveți efectele... Angela cu acul acela mare, ia și trage, adică lasă pădugă ca să nu înțepe atât de mult. Noi înțepăm, îi stimulăm în noi. Ia. Se face doar să facem simetrică pe doamna. Așa, să nu... Bine, mă rog, foarte mă rog și aici. Să știți că se albește. Da? Și asta nu? La pastă iară mergeți? Ce? Ce mă ținu 5 puncte? Vă Dermapen folosești? Eu nu folosesc. Aici, de cele mai multe ori, o să-i facem simetric cu plan. Dar am văzut ce să am. N-am spus că trebuie să supăr pentru comunitățe? Nu. Puțin, dar foarte puțin. Am văzut că chiar lucrează foarte mult. Ușor, de fapt. Așa ce le supăr. Da. A dorit doamna? Nu. Super tare. Comun. Da, deci nu a dorit. Vedea seama. Cu acul ăsta? Dacă am mers acolo, de ce? Dacă ne-a dorit. A durat acum? O Silviu să facem vânătaie aici. Aici este cel mai mult probabil pe lumea asta. Se pare ca o usturină, așa nu ca o usturină. Mi-a înger? Da. Mi-a înger? Mi-l amestești și pala? Și aici s-ar putea să faceți, dar facem un scop cu frumuseții, vom face de la trei zile. Nu mai bine. Treci. Până. O să vă prind poză cu doamna. Ați făcut poză cu doamna de început? Când ne-ați spus să facem poze cu doamna. Dar acolo ce faceți, dar filmați? Doar filmăm. O să oprești un cadru. Adică eu zic că înainte de filmat, totdeauna e bine să ai o poză înainte și după. Dar trebuie să ne cereți. Auzi, trebuie să ne cereți. Am crezut că ați mai lucrat și știți că așa se face. Avem mergeți. Și poate să ne-am anotat. Nu, dar nu pot să coste. Facem în spate, în spate. După aia o să pozezi la mine și o să vă trimit, înțelegeți? După o dată, da. Efect un timp. Exact. Păi nu terminăm aici, o să facem pe doamna toate ieșinițele.
Și în continuare, același lucru se poate spune la practică, adică același lucru cum faceți și nu vă spune. Bine, dar același lucru, nu? Da. Ca să știu să mă pregătesc. Nu, dar să știu că eu înainte de a face mult, pregătesc mental așa, un pic. Dacă nu sunt bine pregătite, nu accept. Așa, da, personalitatea. Da, da, asta este. De ce să mă trezesc atunci că... Da. Nu mă trezesc. Nu mai Să știți că o să doară un pic. Ia un pat. Mai gros. Nu este același, să știți. Da, atunci de ce se simte? Nu știu. Mâna mea s-o fie împreună. S-a mai dus din anestezie. Da, probabil. Da, da, da. Simt. Bine, asta o să se ducă de aici. Și mai aveți asta? Să le amorțești, că și așa e, răzut moarte la ce mai vază, mai trebuie că... Da. Sângele nu mai cum să era, da, e nu, se împrăștie asta. Împrăștie. Deci eu o să promit că doamna este foarte conștiincioasă față de ați face și o să vă trimit. Facem poze. Nu știu cât am o poză acum. Nu știu dacă e de filmare, dar poate că o să văd. Față acolo. Deci să ne concentrăm. Cum ridicăm astea, nu? Peste cât timp rădină. Așa îl ridicăm. În general, nu se ține, nu se ține rece, ca să nu distrugem. Chiar dacă o să vă oprați un pic sau să facem vreo bunătate, nu vă speriați. De ce? Nu, de ce nu țineți apă rece sau ca trombocitele astea care acționează aici, să nu le înghețăm și să nu vă aibă niciun efect.
Trebuie înghețate nouă efecte. Dar cum se ține apoi? Uși, da, cu gheață, ce? Cu de ce? No. Ale numai când îmi indicat cum mi-a făcut, dar nu știu cum se poate. Cu da, îi se face o trebuie pentru că la schimb. Că la schimb. Că se schimbă. Așa, da. Așa, da. Vreau să se spere și să simtă cu căriuța să ajungă la gingie. Oricând vreți. Și am vreo restricție ceva? Nu. De mâncare, de ceva, de... Bine, eu întreb asta ca să... Acum, oricumată... Hai să nu strângem în primul, o lăsăm așa. Ce probeta? De 3-4 ore. 4.000 este pauză, așa? Da, mare ce ora stăie. Da, uite-te în spate. Pentru creșterea confortului pacientului, folosim pentru o parte de infiltrație serile de insulină. Ce e important când recoltezi partea de plasmă e să nu intri cu vârful apului în gelul separator, pentru că se amestecă. Nu se poate filma. Practic, separatorul și partea roșie nu ne interesează. Astea și-au făcut treaba. Hai să vedem la fel. Ia. Hai. Ce e bine? Ca să te sperare. Da, să te mai cine face? A, nu face acum pe spate. Pe spate, da, pe spate. Și spate, da, da. Cine vrea să-și facă plasmă? Nu este obiectivul nostru, dar dacă vrem să-l facă, nu am succes la recoltarea cu voi. O ședință făcută după ce spune în organe. De ce ai mâncat? A, da. Și pentru ce pentru așa ca o cama. Dacă ar avea dinții, am mai face aici în față. Ok. Cine mai... Care să fac eu? Am făcut. Așa, facem la partea superioară sau la... Trebuie să vă dau o vizită? Mă dau eu ca să vadă camera. Ok. Și cam pe la cam infecția mai ales. Ah.
Dacă ar fi dins la apărare aici, mai face și aici, încă două, da. Da. Am făcut doar în puteți dreptul implanturilor. Puteți să faceți aici pentru os. Unul, singur. Nu merge să se vedea perpendicular. Un pic mai mult. Am înțeles, un pic mai oblic. Gata. Ce ne mai face? Poftim. Acolo n-am nimic. Poate puteți să țineți un pic siringa încât să vedem și da, ce se întâmplă în gura. Vă țin eu? Ca să nu blocăm accesul camerei? Deci, la cam la 45 de grade ca la plexală, distal. Da, și în dreptul caninului. Nu, dar mai mult, să știi, pentru că e mai aiurea. Și aici, în zona frontală, un pic aici o să ciupescă. E aderent aici, e fibromul cu asta, că e portocare de proteză. Da. Și mai avem o arcadă, cristal, ca și cum ar avea din. De ce? Că aici. Aici o să ținem din astea, că n-am să vă ținem. Știu, da. Da, bine, e jos. Aici ați făcut deja. Sus. Ok. Mai mică gura puțin. Apropiați dinții de jos, pe ales. S-a durut pe puțin. E fibromul cu asta destul de aderentă fiind portatare de proteză. Ajunge două linii. Mai colegi. Fiți generoasă că avem. Am înțeles. Niciodată nu poți să faci supra-doză, adică e ok. Gata. Acum, zici la brida asta, ce să faceți. Deci mi-e un pic. Vedem pe la mai sensibil din față. Da, asta e. Și acum faceți și dumneavoastră aici în față. Moale buza, moale, mai multe de aici. Asta a fost una, asta una, asta un două, cum vreți. Să împărțiți. Poți să vă ține? Și îi faceți sus, cu toate că are putere. Aici este pentru scopul reducerii resorției usoase. Nu, preventiv. Pentru că s-a construit modelarea mare. Este bine? S-a durut? Așa un pic. Și tot mai la tine. Acum e ok. Acum. Nu și din vena lipită la de lume. S-a obstruat. Scoatem de cubiera, scoatem garoul și acum scoatem. Da, și apăsăm. Cu minte pacient, nu? Care cale așa? Care are cum să scurgem venele până a două, știu, mă, direct cu acum. Adică aveți chestia și trebuie să vă să fiu super meseria, să ții, să nu tremure mâna, să scurge aici, să mai împingi și una. Toate venele au pe spate. E o gândire pe care o vând în timp. După ce chinuri, după ascult. A zis că la central, aici mi-a arătat la central. Cam aici, la central, la canin, un pic mai mult și spre molari, între molari și premolari. Ok. Ce facem?
Nu facem... Tot fac la fiecare săptămână, o să avem... Punem în trică central cam 2 sau 3 minute. Acolo citești la mulțumim. Cam spune, la canin ne spune chiar 5 liniuțe că e mai sensibil. Doar? Am făcut 2, asta e 3. Da. Și la premolar, am zis. Între premolar și molar. Nu, nu, rămâneți pe la urmă. Sau 5 fac aici. Da, 5. Cum e, doare? Te mai duci și pe molar și pe molar? Păi am fost la premolar, între premolar și molar. Vrei și la molarul 2? Da. Se face, continui cu asta? Da, păi... Păi mai aveți partea de rest. Lăsați că fac jos asta atunci. Haide, ține. Păi aveți un serici de atunci. Bine. Aici avem nevoie și la premolarii ăștia, că sunt mai afectați. Deci mergem la canin, între canin și premolar, la incisiv și la molar. Poți după așa aia? Incisiv, vreo 3 liniuțe. Aici nu cel mai tare, aici nu. Sunt da? Canin și premolar, ca să-i vedem de amândoi. Nu se vede nimic. E noapte. Aprind cu... Îți pot, dau lanterna de la telefon. Stai așa. Deci aici cam cât mă? Cam 5. Aici am prea mult. Te ajută cu ceva? În părul tău. Să luminează. Da? Nu poate ce universal. Da? Nu poate o dară. Poate mai... Stai, gata? E bine? Te-a durut? Mai tare aici. Aici e la dureroasă a ei. Bun, și ce mai bun? La molar. Distant. Bine, e avea deja durere pe zonă. Știți? Am încercat în asta mobil, da? O simt cu respir. Bine, e vie. Ok, pa pa. Acum, stai de fișor. Acum, trecem la partea de jos. Mai scoatem un pic aia. Nu intru. Așa. Hai. Da, aici. Hai cu jos, în dreapta. Unde faceți? Facem aici la molar. La edentație? La molar. La molar, bine. Între canin și primul premolar. Am înțeles. Și între incisiv. Bun. Scuză-mă. Nu o să vă arăt. La urmă. Nu, rămâneți pe loc, că e asta. Asta o fac toată la molar, cred că. Fac așa pe mine. Da, s-a dat. Nu m-am dus în fix. Nu știu cine, tot mișcă scaunul. O fac toată asta, așa e aici? Uh-huh. Te dore rău? Uh-uh. Dore bine. N-aș mai apăsa, mă tem că e o bulă aici de aer. Lasă bulă de aer. Aici a dărut doar la început, nu am mai dărut de la bulă. Să știi că nu se dacă nu ești în zără de aer. Vreau cum să ducea bulă. Da. Dar rămâne pe... Trebuie la canin, am zis, nu? Să știți că nu e
am pasat așa. Ok. Degeaba, că e mâna cealaltă.